acest nou bal al școlii de la Cluj, așa cum recunoaște și unul dintre protagoniști, dar și critica de specialitate, nu numai de la din România, ci și critica internațională, acest fenomen nu a apărut peste noapte. Acest fenomen a apărut într-un creuzet în care au existat generații și generații de artiști, într-un anume climat cultural, într-o școală de artă foarte puternică, și iată, nu e o întâmplare că tineri artiști de azi, care s-au hrănit cultural și spiritual din opera predecesorilor, inclusiv a școlii de grafică de la Cluj, din care cu onoare face parte și maestrul Arcoșii, ajung să fie invitați în cele mai importante muzee și galerii de artă ale lumii lor actuală, să atingă cote de vânzare care au depășit orice precedent în arta românească. Este și meritul generațiilor precedente, meritul criticii și al unui climat cultural din Cluj și din Transilvania. Înainte de a vă mulțumi tuturor pentru călduroasa participare, aș vrea să mulțumesc Consulatului Republicii Ungare la Cluj. Nostalgii, dar nu până la capăt. Asta având în vedere că avem nostalgii legate de prezența maestrului Arcoșii la Cluj și a unei întregi epoci care pentru mulți a însemnat tinerețea, cele mai frumoase amintiri și un anume elan care ne-a dus până ziua de astăzi. Deci mulțumesc domnule consul pentru sprijinul pe care îl acordați și am încredere în colaborarea pe care deja o avem împreună și sper să avem în continuare proiecte foarte importante. Mulțumesc tuturor și vreau să încheiem spunându-i, poate chiar cântându-i la mulți ani maestrului Arcoșii și aici și oricum să-l felicităm pentru această frumoasă aniversare și pentru minunata expoziție pe care ne-a adus la Cluj. Mulțumim!